Salutare și bună dimineața de pe drum. Am plecat astăzi la drum, m-am trezit de dimineață, sunt deja prin Brad, mă duc înspre Ineu. Mă duc la Ineu, unde voi onora invitația lui Sorin la podcast. Eu mă bucur că s-a nimerit așa și că n-a trebuit să mă duc la București. Din două motive. Unu, drumul de București mie nu-mi place deloc. Prefer de 1000 de ori drumul spre Ineu. Și doi, la București am fi făcut podcastul în studio, unde sunt camere, sunt operatori și pe mine mă inhibă mult treaba asta. Da, după atât timp, după 4 ani de YouTube, eu încă am emoții în fața camerelor. Încă nu pot să fiu relaxat și să să vorbesc total relaxat. De multe ori stau și mă gândesc că oare cum am reușit să fac YouTube, eu care am fost atât de retras, atât de emotiv. Cumva mi-am depășit unele emoții. Dar da, nici acum după 4 ani de zile nu sunt 100% confortabil să stau în fața unei camere. Acum că mă filmez eu, deja e altceva, m-am obișnuit, nu mai am niciun fel de problemă cu asta, dar dacă trebuie să particip la o emisiune TV sau la un podcast cum mă duc acum, da, încă am emoții. Ieri a fost o zi superbă de primăvară, o zi foarte călduroasă. Astăzi s-a schimbat vremea, deja plouă. Da, așa e primăvara, poate să vină ploaia oricând și bine și face, pentru că la pământ îi face foarte bine să plouă acum în perioada asta. Este o plăcere să te plimbi prin țară zilele astea. Oriunde te duce e plin de pomi înfloriți. Pe mine mă încântă mult treaba asta și e o plăcere să ieși din casă, e o plăcere să te plimbi prin natură, e o plăcere să mergi oriunde, pentru că peste tot e totul înflorit. 140 de kilometri sunt de la Deva la Ineu. Drumurile foarte bune, peisajele extraordinare, iar acum primăvara, fiind totul înflorit, e o plăcere, o plăcere să fac acest drum. Și nu numai acum, tot timpul mi-a plăcut să merg în partea asta de lume. Sunt foarte curios și de ce schimbări s-au mai făcut la Conac. Conacul de la Ineu este unul dintre locurile cu cea mai bună mâncare din țară, unde am reușit eu să ajung. Și o spun asta nu doar pentru că e conacul lui Sorin. Oricine a fost acolo a văzut treaba asta și nu cred că a fost cineva care să zică că n-a fost bună mâncarea. Mai mult decât atât, eu sunt foarte curios acum din cauza că Sorin a făcut o schimbare în bucătărie, ceea ce pentru mine mi se pare genial. A luat femei din sat și face mâncare tradițională românească, ceea ce e maxim. V-am spus, mie mi se pare o idee genială și sunt convins că formula asta funcționează și mai bine ca cu bucătari. Sunt foarte curios să văd cum e mâncarea acum la Conac. Tocmai m-a oprit poliția a doua oară, nu înțeleg. Sunt singur pe drum și probabil de-aia mă oprește pe mine. Pentru că m-a oprit prima dată la Șoimuș, nici n-am ieșit bine din Deva și m-a oprit poliția. Bineînțeles că a fost totul în regulă. Acum m-a oprit din nou, actele la control. Am vrut să zic, păi sunați pe colegii de la Șoimuș să vă zic că e totul ok. Mai iar caută acte, iar... Hai să vedem cine mai mă oprește până la Ineu.
probabil se plictisesc și de asta opresc singura mașină care circulă la ora asta pe aici. Absolut superb și pe dealurile Hălbagiului. Aici, dacă ar fi fost senin, s-ar fi văzut muntele Găina. Dar probabil acum ninge și pe muntele Găina. Din ce mergi spre vestul țării, din ce e mai înflorit, unele flori deja sunt trecute, cele care acum înfloresc pe la noi. Aici deja au înflorit prunii. Apropii de Ineu, mai am foarte puțin, vreo 20 de kilometri. A stat un pic ploaia. Aici inclusiv piersicii văd că au înflorit. Țuica, nu mai zic, țuica e în floare. N-are cum să nu-ți placă să te plimbi prin sate înflorite. Aici zici că a nins. Au înflorit păduceii de pe marginea drumului. Am ajuns la Conac. Hai să vedem dacă Sorin e aici. Eu am ajuns un picuț mai devreme decât era stabilit. Hai să vedem. Eu am zis că eu m-am bucurat că nu vin la București, că am zis că aici nu sunt multe camere ca într-un studio, dar văd că și aici e la fel. Mai multe ca la București avem. Sorin, mă bucur mult că ne întâlnim din nou. Și eu mă bucur foarte mult și de mult tot am vorbit la telefon și tot am plănuit, dar uite că tot ai fost plecat, și până la urmă a reușit să ne întâlnim. Mă bucur că s-a nimerit aici. Abia aștept să facem vlogul, să povestești toate care nu le spui pe cameră. Să-mi dai puțin din casă, așa, dacă limba, am și pregătit o jumătate de rătie să bem. Oi, bun. O să-mi dau drumul la limbă. După ce bem 2-3 pahare, deja putem să vorbim noi ca oamenii, zică, in vino veritas, nu? Exact. Bețivi și copii mici totdeauna spun adevărul. Sorin, o pregătit și o masă aici. Am pregătit doar de astea ce mâncam noi, tradițional, adică salată de piept de asta țărănească. Am pus pe TikTok, Marcel. Am văzut aia. Și au zis, bă, de ce numai cine nu-și permite nu pune vită în salată B. Bă, dar zic, eu am crescut, îmi făcea mama la șicula. Da, nici la noi. Cu carne de pui, adică nu neapărat. Și după aia, m-a și durut sufletul când am văzut comentariile alea. Am filmat supa de pui, că noi avem găini de țară, de la țăran, de la grase. Am văzut. Și era grăsimea de 20 de pe aia, știi? Și o grămadă pe TikTok care mi-a dat și milă de ei, că probabil că oamenii mănâncă de la Carrefour, de la Mega Image, de unde mănâncă ei pui de ăștia de ferme, de astea cum îi cresc, și zice, de ce ați băgat ulei în supă? Tu îți dai seama săraci oameni, mă, și oameni nu copii sau ceva, deci el nu a mâncat în viața lui o supă cu un pui de țară ca să vadă că e grăsimea de 20 de pe el și că aia e supă adevărată. Și nu mai vorbim de gust, că ei nu știu cum arată gustul adevărat de supă. Nu se bagi ulei în supă, adică Doamne ferește. Oricum, ce am văzut că ați făcut aici, că ați adus femei din sat să facă mâncarea, aia mi se pare genial. Am făcut genial. O greșeală, i-am spus și Dorinei, că vorbeam cu ea pe blogul la Dorina, i-am spus că am făcut o greșeală foarte mare, pentru că am adus bucătari de la București, care sunt foarte bun bucătari și foarte mișto meniu au făcut. Doar cu oamenii din zonă, când aud că e Conac și că e la Ineu și vin din Arad sau din Oradea, se așteaptă să mănânce ceva tradițional, o supă de pui, o cartofi, o carne, o astea făcute la noi, un cârnaț, nu știu ce.
Și când îi dai creveți de ea, țiganachi, și tot felul de astea, deja la revedere, l-ai pierdut, că are Arad sau are Timișoara, nu mai bine până aici la... Pentru ei, știi? Eu sunt convins că acum o să fie Conacu căutat și mai mult de românii plecați afară, pentru că foarte mulți au scris, să știi că cine vine, păi asta vrea, românul care românească. Foarte mare că vin din Ungaria, nu mai trebuie să mergi pe la Nădla, cu de super aglomerat, vii pe la Vârșan și de la Vârșan direct la Ineu și Ineu Deva și de acolo mergi în toată țara, pentru că e mult mai lejer drumul ăsta, ai văzut, știu că ai venit de la Deva. Da. Ineu, vârfurile Brad, Deva, decât să o iei pe la Nădla, pe la Arad. E porțiunea care nu e terminată de autostradă, vreo 20 de kilometri, care vara e nenorocire. Și atunci e mult mai avantajos un român care vine dinspre Ungaria să vină pe la Vârșan, nu pe la Nădlac. Da, drumul e foarte bun acum și da, dacă găsești aici o mâncare românească, orice român apreciază. Și dacă asta ai mașină electrică, avem două stații aici, parcare, mai avem o stație în spate aici, că avem astea care transportă pizza și astea, că mulți care comandă pizza în zonă, le duce cu mașină electrică, că e mai ieftin. Super tare, super tare. Hai. Salată de bœuf, salată de țară. Nu mă că mai este până și azi mai apoi. Mie da. Nu vin pe ăla. Înseamnă foarte mult cu mâncarea mea de orță. Supă de pui, supă de pui de casă. Wow. Cum să zici, Marcel, că ai pus ulei? Păi numai cine nu știe, numai cine nu a mâncat niciodată o supă adevărată, zice, cu pus ulei. Lașcă. Lașcă, se zice, la Vorța. La Vorța, lașcă, da. La noi, lăscuțe, lășcuțe, cum se zice, doi? Extraordinară și supă. Supă cu crompe cu carne și mai făcea bună, niște gogoși, după aia sau ceva. Supă călățară, extraordinar. Langoși și tot ceva. Aici ați costițele, fasolică, gușiță de porc și mie mi-a plăcut foarte tare salata asta, am gustat din ea. E salată făcută exact ca la țară, cu mărar, cu un pic de usturoi, extraordinar de bună, extraordinar de bună. Deci mâncare efectiv ca în gospodăriile țărănești. Supă de pui, carne de pui scoasă din supă, friptură, pireu de cartofi, salată din grădină. Asta e a asta unea. Aminatul. Aici. Asta e desertul. Plăcintă cu mere și înghețată. Și eu tot cum vreau. Nu prea mai intră, dar nu mă pot abține să nu gust un pic din ea. Gata, începem să filmăm pentru podcast. Setup profi aici, camere peste tot, lumini peste tot, exact ce vă spuneam eu că... Da, e ok. Ceea ce o să filmăm acum, voi o să vedeți peste câteva zile, așa că o să aflați lucruri. Oricum multă lume m-a întrebat despre mine mai multe lucruri, așa că o să aveți ocazia să urmăriți podcastul pe canalul lui Sorin și acolo vedeți ce am discutat astăzi. Am plecat înspre casă. Am stat cam o oră jumate la podcast și cred că mai stăteam 3 ore dacă nu se terminau bateriile la valiere. Cu mine e greu că da, e greu să încep să vorbesc, dar odată pornit nu mai mă oprești. Pentru că am foarte multe întâmplări și povești din călătoriile mele, care toate sunt aici. Dar așa la o poveste încep să iasă, să vină și să pot povesti foarte, foarte multe lucruri de prin călătoriile mele. Oricum, am povestit multe lucruri care voi nu le-ați văzut niciunde și de asta vă recomand să urmăriți podcastul pe canalul lui Sorin când o să apară zilele următoare. Vă și mulțumesc pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog, de aici din drumul spre casă, eu vă spun la revedere!